Vă salut din nou dragi telespectatori. Continuăm acum discuția cu um, Cristi Sonea și acest podcast este tematic. Vom vorbi despre tineret în mod special și anume despre uh, următorul lucru. Uh, cum putem astăzi ca tineri să-i lui Dumnezeu și veți vedea și alte întrebări. Cristi, mulțumesc mult că ești acum la al doilea podcast. Încă o dată, mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru onoarea de a fi aici împreună cu voi. Da, onoare reciprocă. Și ce s-a discutat la pauză a fost foarte fain. Hai ca să fim așa, să fim cât mai bine, luăm cu prima întrebare. Cum ai descrie tu generația noastră acum din 2022 și care ar fi anumite plusuri, anumite minusuri, care ar fi o radiografie sau o analiză a situației actuale? Și pe baza întrebării astea construim. Uh, nu este ușor să faci o radiografie uh, pentru generația aceasta de, de tineri, dar eu zic că este o generație foarte faină. Uh, sunt uh, impresionat, așa, în interacțiunea pe care o am cu uh, mulți tineri, să văd uh, oameni de o calitate extraordinară. Și sunt, sunt multe plusuri, uh, și este important să scoatem în evidență uh, aceste plusuri. Cum am spus, uh, sunt tineri care uh, acum accesul la informație este mult, mult mai mare, ca niciodată, am putea spune. Și uh, eu zic că asta poate fi și un plus. Bineînțeles că putem să-l trecem și la minus, pentru că trebuie să fim atenți cum folosim uh, informația, dar. Uh, Asta influențează mult generația aceasta de, de tineri. De cealaltă parte, sunt tineri care sunt foarte bine instruiți pe anumite domenii, care, sunt, care stăpânesc foarte bine multe domenii și este o generație de tineri care își doresc să facă lucrurile cât mai calitativ cu, cu putință. Cel puțin mulți dintre ei, tineri pe care i-am întâlnit și. La un moment dat am și interacționat cu, cu ei. De asemenea, este o, o, o generație în care tinerii nu-și mai doresc că au acces la informație și nu mai mai doresc doar să primească sfaturi, ci sunt tineri care tânjesc după relații. Mm. Chiar dacă nu spun așa pe față. Dar, uh, uite, cu toate aceste rețele de socializare pe care noi le avem astăzi... Suntem mai neconectați ca niciodată. Și suntem deconectați unii de alții și să știi că sunt uh, mulți tineri care uh, pur și simplu trăiesc în singurătate nu este vorba despre solitudine ci despre singurătate și de acolo din singurătate îi strigă așa într-un fel sau altul și tânjesc după relații autentice, tânjesc după, o, a, după a avea acest simț al comunității și tocmai de aceea cred că biserica are un rol a, foarte important pe partea aceasta de a-i conecta pe tineri în primul rând cu Dumnezeu dar apoi într-o comunitate sănătoasă într-un mediu și într-un loc sănătos unde ei se poată uh, relaționa unii cu ceilalți în urmă cu ceva timp citeam că în Japonia de exemplu, n-am stat să verific dacă informația e 100% adevărată sau nu, dar în Japonia uh, tinerii au ajuns într-o singurătate atât de mare încât uh, există uh, organizații care îți oferă posibilitatea să te duci să ți alegi, au un catalog cu prieteni te poți duce să îți alegi din catalogul respectiv 2-3 prieteni cu care să-ți faci poză și apoi să poți să postezi pe rețele wow. de socializare costă echivalentul a aproximativ 60 de euro din ce am citit atunci Trist Fo Foarte trist, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar undeva un sâmbure de adevăr tot există da, da, da. dar uite că trăim vremuri în care eu cred că tinerii pe care noi îi avem astăzi, inclusiv în biserici, își doresc și tânjesc după relații de, autentice. O mică paranteză aici, chiar că să vezi de nevoia asta de comunitate. Eram în urmă cu două zile și l-am scos pe juniorul meu afară. Mm. Și când des afară, ți-am îmi place să vorbesc cu copii în alta și cum îmi dau seama când bătrânesc, când ăștia puștani îți spun, domnul, ce faceți domnul, nu știu cum. Și la un îl văd pe cineva pe un hoverboard, hoverboard de, da, da. mă gândesc că știi, mm. uh, se pune pe ea și pe păi, la 14 ani, deci are o, um, cum se cheamă, un echilibru atât de bun mm. și am zis să-l apreciez, am zis, mai foarte fain cum te ții pe asta. <coughs> să oprește, să la mine și îmi spune așa, să știți că sunteți singura persoană care mi-a făcut un compliment, un, compliment în ultima vreme. Wow. Și am zis, da, stai o secundă, tu n-ai părinți acasă? Ba da, dar ce părinte nu își laudă copiii? Copil de 14 ani, după care prietenul lui îi spune că, dar ce eu nu te apreciez prin, Da, dar tu ești prietenul meu. Mm. Atât, doar tu și părinții mei. Și după asta, știi cum e un cățeluș, când îi dai ceva de mâncare, după aceea tu sunt învârte în jurul tău. Și sunt învârtit în jurul meu și am mai stat câteva zeci de minute să-i spun, am vorbit atunci despre Domnul, dar mi-am dat seama ideea următoare. Avem nevoie de comunitate pentru că Dumnezeu când ne-a făcut, nu ne-a făcut să fim călugări, nu ne-a făcut să fim segregați, nu ne-a făcut să fim singuri. Și pe tine îți spun să îți aceste întrebări pentru că iubești tinerii. Mm. Și toți care te-au descris, cu care am vorbit, Raisa și așa mai departe, ziceau, uh, este un om care iubește tinerii, îi pune să slujească și de asta îți pun mm. întrebările astea. Dacă ai mai avea ceva de adăugat la prima întrebare... Tinerii caută uh, empatie din partea empatie, noastră. Empatie, da. Uh, și ăsta e un, un aspect, zic eu, foarte important. Uh, e foarte ușor să ne uităm uh, la generația de tineri și să arătăm cu degetul, să spunem, să le scoatem în evidență toate minusurile lor, care pot fi multe. Dar uh, fiecare tânăr uh, se confruntă și trece prin anumite crize ale vieții, prin. Uh, greutăți, cum și noi am trecut la uh, vremea noastră. Fiecare bătrân a fost atunci <laughs> da. tânăr. Uh, dar uh, tocmai de aceea cred că principiul acesta al empatiei este unul foarte important. În loc să uh, arătăm cu degetul înspre ei, să încercăm să ne punem în locul lor și să ne identificăm puțin cu problemele cu care ei se confruntă, cu situațiile prin care ei trec, pentru că la urmă urmei s-a făcut Hristos cu noi, s-a identificat cu noi atunci când a coborât în lumea noastră și a venit și a umblat printre noi, nu există nimeni care să ne, arat, să ne fie arătat mai multă empatie decât Dumnezeu și decât Hristos să meargă să moară la cruce în, locul nostru. Bineînțeles că nu ne-a doar empatie, ci ne-a mântuit, prin, a fost lucrarea mântuirii să, nu fim înțelegi greșit. Da, adus aminte de exemplu la cu cucenici, vin la Domnul Iisus Hristos și voi să copii, știi? Da. Și Domnul Iisus să spune, lăsați copilași, și puteți să mă lăsați și tineri. și... Da, da, și de asta generația aceasta tânjește așa, există un strigăt din partea lor după, după, ajutor și cred că este rolul nostru să oferim acest sprijin și acest ajutor. Dar te întreb asta, că, asta ca mă, paranteză, am văzut că ați avut uh, recent, dacă nu greșesc, nu, mm -hmm. nu cu vreo câteva săptămâni un eveniment cu tineri, da, ce au da. să posteze de tineri, că ce e fain, au fost, că ce e șans, bă, dacă nu îi chem la biserică să aibă acolo un timp fain de închinare, de cuvânt, de studiu, de rugăciune, își găsesc ei în lume. Da, nu? își găsesc și oferta este foarte mare astăzi, adică sunt multe locuri pe care pot să le frecventeze și în care pot să meargă Tocmai de aceea mai mult ca oricând noi ca biserică suntem chemați să oferim tinerilor un mediu sănătos Un mediu curat în care ei să poată să vină și să își... Să dezvolte o relație sănătoasă cu Dumnezeu, asta e primul lucru de care ei au nevoie, și apoi relații sănătoase uh, unii cu ceilalți, uh, să găsească sprijin, ajutor. Mulți dintre ei se confruntă cu uh, probleme, dependențe, uh, uh, păcate de care mulți dintre ei doresc să scape, dar nu știu cum, uh, tot felul de anxietăți, uh, depresii. Am, îmi aduc aminte în urmă cu uh, mai mulți ani într-o tabără, o, o, o tânără, nu mai știu exact vârsta, dar era destul de tânără, adolescentă. La un moment dat a venit să, să ne rugăm împreună și purta tricou și era, pe mână era zgâriată și am întrebat-o, zic, dar care-i povestea. Care povestea din spatele acestor zgrieturi? Mi-a spus, zice, Eu sunt uh, dependentă de teatrul cu lama. Mm. Și zic, dependentă de, de ce? Și când mi-a povestit, uh, așa, greutățile sufletești prin care trece, mm. nu mi-a venit să cred. Asta era pentru prima dată când auzeam da, despre da, da. dependența de teatrul cu lama. Dar, de fapt, erau dureri interioare atât de mari încât se manifestau în, în felul acesta. Și bineînțeles, doar Hristos poate să aducă eliberare din uh, păcat, din dependență, și uh, El este reperul la care uh, noi, noi ne uităm, și uh, noi trebuie să facem tot ceea ce ține de noi, să îi aducem pe tineri într-o relație corectă cu Dumnezeu. Ce fain, și aș mai adăuga ceva la ceea ce ai spus, pentru că practic înglobează tot răspunsul. Uh, în generația asta cum aș cum mai descriu este o generație care are nevoie de dragoste la fel ca toate generațiile, și noi, la rândul nostru. Acum eu sunt din generația mai dinaintea ta, tu ești, așa, în oglinda retrovizoare, da, da, da. dar toți am, la urma urmei, cum să spun, generațiile, cultura se schimbă și. formele se schimbă, formele fondul de e același. Da. Este, este același, dar toți am avut nevoie de apreciere, să ne de, de, cineva, de să dragoste, am. de empatie, să avem mentori în jurul nostru, să. Să fim băgați în seamă, să fim apreciați, să fim încurajați, să fim ridicați atunci când cădem. Toți ne-am confruntat cu păcate din un fel sau de altul, cu dependențe din un fel sau de altul și diavolul nu este foarte creativ când vine vorba de păcat, de schimbă pe aici pe acolo, dar rămân cam aceleași rădăcini rădăcin și operează și el cu aceleași principii. Deci, tocmai de aceea noi nu trebuie să uităm pe unde am fost, tocmai ca să putem să ne aplecăm înspre generația foarte tânără. foarte fain, în principiul ăsta, wow. <gânt> um, altă întrebare, dragă Criste, cum ar trebui tânărul să trăiască în lumea de azi, în lumina veșniciei, știind că se va întâlni cu Domnul Iisus Hristos? Să, este, este, un verset în, în 2 Timotei, unde Pavel îi spune la, la un moment dat lui Timotei, zice, dreptarul învățăturilor, să văd dacă nu găsesc, dacă nu am cumva... 2 Timotei uh, 3 cu... Uh, îl, îl, parafrazez acum, uh, dar, spune dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine... Uh, prin viu grai. Prin viu grai, dar ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus. Acum, dreptarul învățăturilor sănătoase, expresia aceasta mie mi îmi place foarte mult, pentru că asta e un, un standard, este un, un reper. Tinerii au nevoie și astăzi de valori. Și nu doar de valori morale, vorbim aici. Bineînțeles și de valori morale, dar au nevoie de un, un, un reper, ceva la care să, să poată să relaționeze. Pentru că dacă mergem după cum merg vremurile, după cum, bate vântul, după cum bate vântul, ne trezim la final că nu mai avem niciun fel de standarde, nu mai avem niciun fel de uh, uh, repere, nu mai avem... Uh, niciun fel de parapeți. ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Păi da, uite-te puțin ca paranteză la lupta care se dă acum și ai fost în America așa asta. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Și ce mi-a dat seama este că tinerii caut adevărul. Dar totul este relativ. Da, dar, da, da. Eu. Dar, dar nu putem să funcționăm pe acest principiu. Trebuie să avem ceva, trebuie să avem un standard. Trebuie și standardul nostru care este dreptarul învățăturilor sănătoase. Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici iarăși avem tot felul de preconcepții pentru că mulți, poate unii dintre cei care ne ascultă acum uh, concluzionează foarte repede Măi, ați ajuns acolo unde tot ajungeți voi, sunteți înguși, sunteți limitați, sunteți bătuți în cap și așa mai departe. Uh, și uh, poate chiar vrei să închizi, dar mai rămâi cu noi puțin pentru că îți explicăm. Dacă nu avem aceste standarde, dacă nu avem cu ceea ce ne poate călăuzi, cum numește Pavel dreptarul învățăturilor sănătoase, dacă nu avem anumiți parapeți și anumite limite, eu zic întotdeauna că limitele nu sunt un blestem, sunt o binecuvântare, pentru că dacă te duci pe un drum periculos, de exemplu, noaptea târziu, o serpentină, și vezi că există un parapet acolo, nu spui mai, dar cine au pus parapetul ăsta aici și cine și-au permis să mă deștept. Să deștept să mă îngrădească pe mine și să îngusteze drumul în halul ăsta. Dar dacă n-ar fi acolo acel parapet, s-ar putea să te duci direct în prăpastie. Ei, eu zic că generația tânără are nevoie de parapet, are nevoie de standarde, are nevoie de ceva care să îi călăuzească pe, pe un drum bun pe care să meargă, și asta este aici rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu care uh, poate să ajute și astăzi tinerii să meargă pe și mai relevant ca niciodată da, da, este, este o carte extraordinară uh, și uh, tocmai de aceea nu nu avem ce altceva să să oferim acum. Modul în care uh, despachetăm asta, modul în care le vorbim oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu uh, și mai ales generației tinere. Încercăm să vorbim pe limba lor, încercăm să ne aplecăm înspre ei și înspre nevoile lor, dar principiile și mesajul trebuie să rămână să rămână același. Aceasta a fost unul dintre lucruri care pe care le-am apreciat și le apreciez la tine faptul că în momentul în care predici sau scoți anumite imagini din cuvânt mm -hmm. nu folosești exemple din, fratele meu, șapte mii de generații înainte, ce mm -hmm. ai două imagini care mi-au -am aminte ți-ai pus pe tine un tricou cu Messi mm -hmm. și ai ilustrat un lucru foarte fain, după aia ți-ai pus, ai, ai făcut un exemplu cu o ușă mm -hmm. măi, poate pentru noi care suntem la biserică, domnule, ce scoastea? Mm -hmm. Dar pentru unul care este din lume și spune bă stai o secundă asociezi imaginea respectivă cu un adevăr biblic mm. și mă întorc acum la mântuitor. Ce facea Domnul Iisus Hristos? Cel mai relevant predicator lua pilde și le vorbeau oamenilor din contextul lui Da, deci Domnul Isus a folosit foarte multe ilustrații, imagini, când le-a spus oamenilor, uitați-vă la crinii de pe câmp era uh, predicat de pe munte Eu cred că uh, a arătat înspre crinii de pe câmp uh, și oamenii au putut să asocieze ceea ce Hristos spune învățătura sănătoasă pe care Hristos le-o dădea Pilda cu, cu sămânța cu după asta imagine. Pilda cu sămânța sunt uh, poi, pildele sunt toate pline de ilustrații și de imagini. Acum, desigur, trebuie să fim atenți la modul în care le, le folosim și nu trebuie să exagerăm, să mergem în cealaltă extremă, în care le oferim oamenilor doar ilustrații sau doar imagini. Este important cum, cum facem asta, dar este important să ne aplecăm înspre tineri și înspre uh, nevoile lor astfel încât să le putem oferi cuvântul lui Dumnezeu să putem să le oferim aceste principii sănătoase pe care ei uh, să le ia mai apoi și să își călăuzească viața după aceste principii Ce fain! Deci din ce cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, cum zicea acolo cuvântul deci practic la întrebarea asta cum ar trebui tânărul să trăiască în lumea de azi în lumea veșniciei Du-te la Cuvântul lui Dumnezeu, ia-ți rădăcina de acolo, ia-ți resursele de acolo. Da, deci doar dintr-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, nu perfectă, pentru că niciunul dintre noi nu avem acea relație perfectă. Noi nu trebuie să căutăm perfecționismul, o să-l atingem în cea de a treia etapă, ultima etapă a mântuirii noastre, care este glorificarea. Dar uh, caută progresul, nu perfecțiunea Dar progresul este important să existe Și trebuie să tânjim după el Trebuie să tânjim după a fi mai asemenea cu, cu Isus Hristos Până la urmă asta este a, a, evlavia, godliness Așa de mult îmi place Mă mm -hmm. mai mult și mai mult cu Domnul Isus Hristos Și îmi o cineva o imagine foarte frumoasă Viața de credință este un, un urcuș Este mm -hmm. o ascensiune Dar nu este dreaptă mm -hmm. Sunt momente în care mă urc, cad după asta iarăși mor, dar cad. Dar când cad, acum cad mai sus decât când exact. am căzut prima da, dată da, da, și tot timpul mă duc acolo foarte e, fain. Da, 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 este o imagine foarte foarte bună. Da, uh, mulțumesc. Uh, cum poate un tânăr să nu se compromită în generația lui? Am văzut că folosește de multe ori în predicile tale termenul ăsta de a nu te compromite. Mm -hmm. Cum poate un tânăr să nu se compromită? <cute> Uh, repet, dintr-o relație bună cu Dumnezeu, uh, dar uh, dincolo de asta, uh, e important, aici intervine rolul Bisericii, a comunității. Uh, vezi, predici uh, informații, acum putem să găsim uh, în mediul online uh, și sunt uh, foarte multe locuri unde putem să luăm predici bune, informații bune, sfaturi bune, dar. Tocmai de aceea încerc să le explic tinerilor: Biserica are un rol important, pentru că biserica trebuie să fie pentru tine ca o familie hmm. și doar în acest context al comunității poți uh, uh, să. Nu doar să nu te compromiți, uh, ci, ci poți să găsești acel mediu în care să crești, să te dezvolți da, din da. punct de vedere spiritual. Călăreții singuratici sunt împușcați foarte repede și mor foarte, foarte faină. repede. Călăreții singuratici sunt împușcați foarte repede. Dar și tinerii singuratici, dacă rămâi așa izolat, dacă rămâi singur, dacă îți trăiești viața în singurătate, n-ai cum să spui, uite, eu vreau să merg pe, pe drumul acesta pentru că nu vei reuși. De aceea este important să ai lângă tine oameni, să ai mentori, să existe uh, alți uh, tineri, poate în jurul tău, care să te ajute. Anturajul, mai ales la vârsta tinereții, este atât de important și unde poți să găsești un anturaj bun, un anturaj uh, sănătos. Și nu doar asta, aș mai adăuga aici încă un uh, lucru foarte important, pe care noi l-am experimentat la bebelușul foarte mult. Nu doar să faci parte dintr-o comunitate sănătoasă, dar să te implici, să găsești, să-ți găsești. Asta ceva, era următoarea întrebare. Să-ți găsești ceva de făcut în, acolo, în, în comunitatea aceea. Pentru că doar în contextul acesta al implicării tale, când poți și tu să pui ceva pe masă, no. când poți și tu să pui mâna pe ceva atunci uh, poți să încep să guști cu adevărat frumusețea bisericii, frumusețea, bisericii, frumusețea comunității, frumusețea relațiilor. Uh, tinerii care sunt, să zic așa, cei mai sănătoși din punct de vedere spiritual, pe care eu i-am cunoscut, sunt implicați în ceva și mi-aduc aminte de când uh, am început uh, BBSO. Noi n-am fost așa un, un, un nucleu de oameni la început, și ne-am adunat împreună și am zis, ok, unul va predica, altul va sta la ușă, altul va cânta, altul va fi la departamentul media sau ceva de genul acesta. Totul a fost organic. A fost... Uh, am, am fost la început două familii, apoi s-au mai adăugat alții și alții și au venit pe rând asta, eu zic că ăsta a fost unul dintre cele mai mari miracole, dacă voi să folosim cuvântul ăsta, sau una dintre cele mai mari minuni pe care Dumnezeu a făcut-o în biserica noastră, pentru că a adus oamenii potriviți, majoritatea dintre ei tineri, la momentul potrivit și oamenii aceștia au adus un plus de valoare în multe, multe domenii ale bisericii, de la uh, ce înseamnă organizare de tabere, la uh, bun venit, la împarcare? Avem tineri care stau duminică de duminică și dirigează mașini și o ce fac într-un mod extraordinar. Nu mai vorbesc de, despre uh, departamentul media. Design, de ce Design. Deci, uite, pot să-ți povestesc, uh, așa, uh, pe scurt, cum am început noi să transmitem uh, live programele uh, de la BBSO. Pentru că are legătură cu subiectul acesta pe care îl discutăm astăzi cu tinerii. Eram prin anul 2010, cam la un an după ce am început Biserica Speranța, și uh, la un moment dat au, au venit un grup de tineri la final și mă întreabă ce ar fi să începem să transmitem live. Și eu m-am uitat la ei, noi eram foarte la început. Eram o mână de oameni care ne adunam atunci, poate 100 de oameni într-o duminică bună. Resurse foarte puține. Ce să mai vorbim despre camere, camere sau a... cabluri sau tot ce e nevoie ca să poți să transmiți live. Și le-am spus ar fi foarte fain, dar zic că cum cum o să putem să facem asta? Și unul dintre ei s-a uitat la mine și mi-a spus, tu doar trebuie să ne spui dacă îți dorești sau nu să facem asta. Deci și, tineri, și, 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 și de restul ne ocupăm noi. Și Andrei, m-am uitat la ei și ne-am spus, zic, normal că îmi doresc. Și asta era prin 2010, încă uh, transmisiile live pe vremea respectivă erau foarte puține sau aproape deloc, 2009-2010. Duminica următoare am început să transmitem live primul program. În 2010. În 2010. Deci duminica următoare. Și am transmis pe, pe Ustream, dacă mai ții minte platforma aia. Asta că atunci youtube nu avea... youtube încă nu putea. nici Facebook. pe Facebook Live, nici YouTube. Deci pe Ustream transmiteam noi primele noastre uh, programe în 2009-2010. Nu mai mi-aduc aminte exact. În 2009 am început și nu mai știu dacă fix în da, da. anul ăla sau în anul următor am început să transmitem Dar am, a fost acolo la început. Dar știi cum am transmis? tineri din biserică un grup de tineri s-au dus acasă și au găsit pe acasă uh, camere de filmat din alea uh, care le foloseai când mergeai în concediu Mamă <gători> deci de. erau foarte modeste. Dar în prima duminică am transmis live pe Ustream cu trei camere, deci erau două din astea cum le-au găsit pe acasă la părinții lor și aveam și un webcam, o cameră din aia care o puneai pe monitor, erau monitoarele alea mari la început yeah. și era o cameră care o puneai pe monitor. Dar camera aia unde ne întâlneam noi atunci la, la hotel la uh, suspedial. Uh, camera unde ne întâlneam era o cameră de conferințe, dar pe mijloc erau stâlpi și țin minte și acum au luat acel webcam și l-au legat de un stâlp acolo pe, pe, mijloc Creativitate. și așa a început BBC o Media cu tineri care au fost pasionați să facă ceva și a fost modest la început și n-a fost cine știe ce am început cu atât de puțin vreau să spun dar au continuat și au fost consecvenți în ceea dar, ce au făcut. Faptul că tu, ca și păstor, ai încurajat și nu ai dat cu ei de pământ să le spui că du-te, că nu suntem noi gata. Pentru tânăr contează foarte mult. De deci, să știi că asta mi-au spus și ei după ani și ani de zile. Au venit la mine și mi-au spus, zice, uh, mi-au spus să știi că am apreciat foarte mult că ne-ai încurajat și ne-ai lăsat să uh, facem asta. Pentru că am încercat și înainte, mi-au spus ei, să uh, transmitem live sau să ne implicăm în felul ăsta în și diverse locuri. Făsat, și ni da, da. s-a spus că dacă, dacă facem asta, dacă transmitem live, nu o să mai vină oamenii la biserică. Și uh, ceea ce n-a fost, fost adevărat, și uite, când a, când a venit pandemia, Uh, în anul 2019. Noi deja transmiteam live de 10 ani. Uh, mă rog, în 2020 a venit uh, pandemia, dar de 10 ani, fix 10 ani. Aveam de când noi transmiteam live și aveam deja o platformă pe care o foloseam și nu ne-a luat, să zic așa, prin surprindere sau. Sau nepregătiți, ci din potrivă s-a dovedit a fi o binecuvântare în multe feluri și mulți oameni au beneficiat de asta. Și tocmai de aceea spuneam în podcastul trecut, viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia local, global și virtual. Și ne-am dorit să ajungem în mediul virtual. De ce? Pentru că acolo sunt oamenii și o, o binecuvântare este că, uite, mulți tineri de ani de zile se implică duminică de duminică și de acum da. cu atâta drag se implică și în media și la grupele de copii și în tabere și la bun venit și în parcare în închinare nu mai vorbesc și multe alte domenii de, de slujire unde pe de o parte pentru biserică e important să faciliteze posibilitatea ca tinerii să se implice. De cealaltă parte este important pentru generația tânără să aibă inițiativa. mai este un lucru aici vorbeam odată cu tatăl meu tatăl meu și părinții mei m-au susținut nu mi-au tăiat aripile. Mm. Eu vorbesc acum din tabăra tinerilor. Tu vorbești din tabăra nu acelor bătrâni a celor mai înțelepți mm. să spun așa. <laughs> da. Ideea e în felul Mersi. următor. La un tânăr dacă îi tai aripile mm. sunt două variante ori se resemnează mm. Ori se răzvătește și părăsește adunarea. Și tinerii cu foarte multe idei. O să facă totul perfect de la început? Na da, niciodată. O să greșească nu știu cum. Dar când un tânăr vede că ai mai încredere în ea și îți spui hai să vedem lucrul ăsta, hai să vedem cum se poate face, uite acum ce s-a întâmplat. Ca fapt urmare, când a fost pandemia, voi nu ați fost luați prin surprindere. Adică nu, nu, din potrivă. Țin minte și acum, prima duminică în care am transmis exclusiv uh, online a fost, uh, a fost deprimantă. A fost deprimantă pe pentru am că am mers uh, la casa tineretului, am dat toate scaunele la o parte, dar iarăși mulți tineri din biserică au venit, au instalat, au pregătit totul astfel încât uh, să putem să... să facem totul la o calitate cât mai cât mai bună și țin minte când am transmis live prima dată în prima duminică nu era nimeni în biserică. A cântat echipa de închinare apoi am început să predic și nu vedeam pe nimeni în fața mea și așa înspre înspre finalul mesajului mă simțeam așa oarecum descurajat deprimat și cumva Uh, abia am așteptat să închei mesajul respectiv, și uh, am încheiat tot programul, și după simțeam așa un, un gol în stomac, și am avut impresia că nu Nu m-a ascultat și nu ne-a ascultat nimeni. Și uh, un, un tânăr de la media a venit și mi-a spus, zice, niciodată n-am avut așa mul, mulți oameni online, zice, ca și astăzi. Și încurajator. Zice, au fost, uh, au fost zice. Aproape 5.000 de oameni zice care au urmărit wow, deci live. Prima... Pentru că era prima duminică, multe biserici încă nu aveau uh, platformele pregătite pentru a transmite live, și uh, atunci, chiar la început, au fost mulți care uh, au urmărit bisericile care deja transmiteau uh, live. Și am fost așa de șocat să aud, pentru că eu aveam impresia că suntem singuri, nu mai e nimeni acolo. Dar uh, uite nu uite că... numai, în o să vedem cu adevărat toate binecuvântările astea pe online. Vezi cu în fine multe de... Aș adăuga schimb un, un, lucru la faza asta cu biserica. E. Foarte frumos ai răspuns și sunt în același duh cu tine. Pe Chris, pe băiețelul meu, Esme, încă ea are trei luni acum face, patru, trei luni jumate acum, nu prea le conștientizează, dar Chris are un an și zece luni și am trecut prin experiența care ți-am zis cu apa, cu cutitul, nu știu cum. Cris atunci au experimentat biserica ca având așa mai mulți stați, mai multe mame, mai mulți prieteni. Când ajunge la biserică, bate așa high five, bate cinciul mm. cu, 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 restul și spune hei, ești prietenii tăi, ești frații tăi, vrea în brațe la unul, chiar la fratele de Tămaș, le am în brațe, știi că păstru. Deci, Asta este un lucru care se întâmplă foarte fain ca biserică și de asta vorbeai la un moment dat de anturaje proaste. Dacă ne uităm în psalmul întâi, nu vă duceți la sfatul celor Tinerii de obicei când se duc și o groază de mărturii pe care le-am avut aici, am părăsit anturajul bisericii, anturajul tinerilor de acolo, mi-am distrus viața bine, Dumnezeu s-a îndurat din mine și după aia și am revenit. Și asta cred că e foarte fain când ai mediul ăsta controlat, învățături despre Dumnezeu, din cuvânt, un păstor care te iubește și așa mai spune. Andrei, este rândul generației noastre să, 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 să slujim generația tânără. Ce frumos! Și spunând de asta, acum noi vorbim mai mult despre tineri, dar fac aici o mică paranteză, nu ignorăm celelalte generații, absolut, familii da. tinere sau seniori. Ne bucurăm și mulțumim Domnului și pentru uh, cei mai în vârstă care sunt parte din biserică, oameni foarte faini. Și poate, poate facem un podcast numai despre da, ei, da, da, pentru da, că absolut. aduc un plus de valoare extraordinar de mare bisericii. Dar acum vorbim despre generația tânără. Da, da. Și uite, noi am tot auzit uh, de la părinții noștri sau poate de la bunici despre modul în care Dumnezeu a lucrat uh, chiar mm. aici în România în uh, celelalte generații și în perioada lor. Și atunci eu cred din toată inima că avem același Dumnezeu același era, așa, vezi. și credem, cred din toată inima că Dumnezeu Poate să facă uh, lucruri extraordinar de mari și de frumoase în generația noastră și în generația tânără. Și gândește-te la următorul lucru: niciodată nu am avut uh, atât de multe resurse cum avem astăzi. Deci mm -hmm. niciodată. Da. Niciodată nu am avut oameni atât de talentați cum avem astăzi, și doar trebuie să privim la generația tânără. Au, au skill-uri și abilități, talente extraordinar de, de mari. Și niciodată nu am avut așa de multă libertate cum avem astăzi. Nu știm pentru câtă vreme? Și nu știm pentru câtă vreme, dar cât Dumnezeu ne oferă fereastra aceasta. a trebuie libertății, să profităm la maxim noi Trebuie să profităm la maxim de ea. Și tocmai de aceea este rândul generației noastre să folosim toate uneltele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție uh, și media și biserica și uite vlogul pe care uh, sau podcastul podcast pe care tu-l faci uh, acum uh, toate acestea sunt unelte pe care noi putem să le folosim pentru a ajunge la generația tânără și pentru a ajuta și pentru ai îndruma pe tineri să meargă pe, pe, drumul acesta, pe drumul acesta bun și dacă te uiți în Noul Testament o să observi că Apostolul Pavel a făcut același lucru A folosit absolut toate uneltele pe care da, da, da. le-a avut la dispoziție în vremea lui a folosit limba greacă, a folosit drumurile grece, s-a făcut grecul, Da, drumurile uh, romane care erau o rețea de drumuri foarte bine dezvoltată în vremea apostolului Pavel și tot ce putea folosi, uh, a folosit pentru a ajunge cu evanghelia la cât mai mulți oameni, uh, inclusiv la generația tânără din, din vremea lui. Dacă ne uităm acum și chiar și mai târziu, uite-te la evangheliști din marele treziri spirituale, s-au folosit de uh, mijloacele pe care le aveau atunci. Dacă tot ai menționat podcastul ăsta, e o lucrare foarte faină că aici lucrează generația tânără cu generația mm. înțeleaptă. Deci cu prietenul meu Iosif care i-am prezentat ideea asta, o mm -hmm. văzut viziunea, deci fără el și fără uh, Paul și fără uh, John și fără toți cei care sunt plicați aici și rugăciunea nu se poate face absolut nimica. Și cred că asta vrea Dumnezeu ca tinerii să lucreze cu bătrânii cu frații născuți mai devreme și să fie o unitate din aia frumoasă dar asta, asta e parte foarte faină în biserică. atunci când uh, generațiile lucrează împreună se țes niște relații și uh, se împletesc uh, niște relații extraordinar de frumoase. și asta am văzut la BBSO în ultimii ani și în proiectul de construcție când Tineri, împreună cu oameni în vârstă, au muncit împreună sau au făcut proiecte împreună. Ați pus videoclip, băi, deci atâta de mult mi-a plăcut. și că de obicei la cameră, unii nu o o oameni de, de, uh, sau cu cine. nu sunt Deci ați pus un videoclip în care era un bătrânel da, da. și explica, nu, no, domnule, am dat da, da, ajuns. Atâta de mult mi-a plăcut, deci da. nu toți să fie perfecti acolo că da știți am făcut nu știu, nu, e, e frumoasă biserica. Mă. Este, e... este și să știi că am, eu am fost foarte încântat să văd așa o, o, o colaborare între generații foarte frumoasă și foarte sănătoasă de altfel. Tinerii au trecut de la de tablete la ciment ăstea, nu știu, foarte fain. Super! Da, 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 da. Super. Um, uh, cum ar trebui, deci, cred că am răspuns la câteva, cum ar trebui o biserică să iubească, să o încurajeze și să susțină pe cei tineri? Cred că am atins întrebarea asta, dar dacă mai e ceva de. Păi, doar aș, uh, aminti încă o dată ce am spus: uh, empatie, multă empatie, uh -huh. uh, să te apleci înspre nevoile lor, să fii acolo pentru ei, uh, să te uiți dincolo de faptele lor. Care poate nu întotdeauna sunt cele mai bune, și să vezi, de fapt, ce, ce se ascunde în spatele. Deci, să nu-i judeci, să nu-i condamni. Nu deci, să... Isus a oprit în dreptul oamenilor. Asta suntem. că și noi că la masă cu femeile ușoare. Cu... Suntem, suntem chemați să, să fim acolo pentru, pentru ei, pentru a-i ajuta, pentru a-i sprijini, pentru ai uh, înțelege e atât de important uh, pur și simplu să fie acolo eu am mai povestit asta și în alte contexte în urmă cu 3-4 ani uh, la final de program eram încă la clădirea veche la Casa Tineretului și a venit uh, o, o, o tânără că vrea să vorbim și uh, ne-am așezat jos, a început să-mi povestească, și uh, a vorbit o jumătate de oră aproape în continuu. Deci n-am apucat să spun ap aproape nimic. Mai mult interjecții și uh, cuvinte foarte puține și foarte scurte, da, nu. și Am ascultat-o cu atenție, și la urmă, când am vrut și eu să-mi spun părerea. Se uite la mine și îmi spuneți mulțumesc frumos că uh, m-ai ascultat, zice mi-a prins foarte bine în discuția aceasta, s-a luat și a plecat <laughs> <laughs> Și uh, eu am rămas așa foarte șocat oarecum pentru că n-am apucat să-i spun uh, mai nimic Și uh, mi-a rămas în minte acest episod, duminica următoare iarăși la final de program doar a trecut pe acolo, pe lângă, prin față, a trecut pe lângă mine și zice mai ții minte conversația săptămâna trecută? mă gândesc monologul de săptămâna trecută Zice, atât de bine mi-a prins, zice, mi-a schimbat viața. Haide! <laughs> și am, am, fost așa surprins să, 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 văd, uite, uneori este suficient doar să stai și să asculți fără să spui multe lucruri. Și imaginează, să aduți aminte de discuția lui, ai predicat din textul ăsta lui Domnul Iisus Hristos cu femeia samariteancă cât o lăsat-o să turui. despre una alta de. și cu Nicodim nu-i dă voie. Chiar vreau să-ți arăt uh, o imagine, n-am planificat lucrul ăsta, dar ieri mi s-a întâmplat. Um, uh, oriunde mă duc, uite ce vezi aici, ia uite. Wow, <laughs> da. Bun, care e ideea? Oriunde mă duc, vreau să spun despre Domnul dacă mai natural și tipul ăsta cercelat cu tatuaje, nu știu cum, Vreau să văd dincolo de carcasă. Vreau să văd unde e problema, unde e asta. Nu, nu, că ar fi o problemă cum arată, dar vreau să văd acolo. Ne dă o cafea din partea casei, un baby pentru, pentru mm. Chris. Și am început să zic, băi, care-i treaba ta? care e mm. viața ta? Și -am început început să-mi povestească? La, la, la. Și nu se mai prea. Îmi scrie mesaj după, i-am zis că sunt creștin, un alt, am zis că am un podcast și am început să, să se uite și așa. Și am zis că ce faci duminică dimineața? Mm. Păi nu știu, îmi place muzica, îmi plac tobile. Și zic, hai, la casa de cultură a studenților, ai au auzit? Pe acolo se întâlnește, betelul, acolo cântăm, fain, mm, interesant. Și la final îmi scrie, spune așa, de mult n-am mai întâlnit un om care să-i pese de mine. Mm. Oameni fain, clienți fine, nu știu cum. Și stăteam și mă gândeam, băi, asta ar trebui să facem cu, cu tineri. Tu să seama, tipa asta care, sau tânăra asta care ți-o ți turuit. Avea nevoie de o față zâmbitoare care spune, băi, Așa mă simt. Și după a mai venit mă de la biserică. Da, 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 a că vin în continuare, dar uh, am fost șocat de faptul că am avut parte de un monolog. N-am apucat să spun nimic, nici că e bine, nici că e rău, nici să dau sfaturi, să spun uite ce ar trebui, dar, dar poate că prin interjecții, cum da. era chestia și în proverbe, că tăcerea Da, da. Da. Acum, aici mai trebuie să adăugăm încă un lucru, Andrei. Este important să empatizăm cu ei, este important să arătăm generației tinere că suntem acolo pentru ei, dar este și mai important să nu ne oprim acolo. Deci noi trebuie să îi aducem pe tineri într-o relație de ucenicie cu Isus Hristos. Amin. Și, și, și tinerii trebuie să înțeleagă, și generația tânără trebuie să înțeleagă faptul că, ok, dincolo de faptul că ne dorim să vorbim pe limbajul lor, să fim cool, să fim acolo pentru ei atunci când au nevoie, la urma urmei ceea ce Hristos spune tinerilor. De exemplu, mi se pare că în Matei este textul acela când Hristos stă de vorbă cu unul care vrea să îl urmeze și spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge și Hristos este cinstit și spune: Vrei să vii după mine și să mă urmezi? Uh, zice uh, vulpile au au, vizuin. au vizuin, zice, dar fiul omului n-are unde -și a pleca capul viața, zice, nu e una foarte viața de credință, nu e una foarte confortabilă, și nu este întotdeauna cool al urma pe Hristos altul zice vreau să merg să-l îngrop pe tatăl meu și zice tu du-te și în împărăția lui Dumnezeu altul zice mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei și Cristos se uită la el și spune cine pune mâna pe plug și se uită în urmă nu este vrednic de mine și, și de împărăția lui Dumnezeu și atunci generația tânără trebuie să înțeleagă bun tot ceea ce facem le oferim uh, empatie, oportunități de implicare, o comunitate de oameni faini dar dincolo de asta este Evanghelia lui Hristos care poate să impacteze viața cuiva și să o transforme și să uh, îi aducă pe, pe, pe oameni într-o relație de ucenicie pentru că pericolul pe care eu îl văd în generația aceasta este pericolul superficialității. Foarte bine. Uh, și s-ar putea inclusiv noi să uh, uh, cumva să hrănim uh, un, un teren din acesta superficial și dincolo de lucrurile acestea pe care noi le facem, noi trebuie să-i ajutăm pe tineri să se înrădăcineze în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie și într-o relație sănătoasă cu Hristos. Deci mai complet răspuns de atâta, nu, nu, cred că ar exista. Și ar mai fi practic două întrebări, mai avem undeva la 6-7 minute. cum poate fi o biserică, aici a fost un type, o relaxantă pentru tineri, relevantă pentru tineri și aș adăuga practic ce atrage pe tineri să vină la BBSO? Cam asta ar fi. Hmm ce atrage pe tineri să vină, nu, nu știu cum să răspund eu la întrebarea aceasta și îți spun și, și de ce. Eu, eu sper că dincolo de tot ceea ce facem de uh, muzică, de uh, evenimente. evenimente, de o, nu știu, decor sau lumini sau uh, așa o atmosferă plăcută uh, Vrem, cum am spus înainte, ne dorim foarte mult să-i aducem pe, pe tineri într-o relație bună cu, cu Domnul și sperăm că este o comunitate sănătoasă și ne dorim să clădim o comunitate sănătoasă unde tinerii să poată să uh, își dezvolte relația lor cu, cu Dumnezeu. Foarte interesant, tinerii pot să vină la început pentru muzică, că muzica este foarte frumoasă și ziditoare. Dar niciodată nu vor rămâne în biserică doar pentru muzică. Și pot să confirm lucrul ăsta. Și mm. eu, tânăr. ceea ce va ține va fi cuvântul, va fi rugăciunea. Iar la întrebarea asta, mai ales în lumea asta în care trăim, în care lupta este foarte mare de a-i aduna pe oameni, ce face o biserică relevantă pentru tineri? Și mă refer acum strict la categoria asta de tineri. Mm -hmm. De deja am menționat multe lucruri. Unul încercăm să vorbim pe limbajul lor, doi încercăm să fim acolo pentru ei când au nevoie. Nu, nu, ignorăm subiectele care îi preocupă, ci din potrivă încercăm să găsim răspunsuri la întrebările pe care ei le au și Aici merită menționat încă un lucru important. Să știți că tinerii n-au doar probleme din astea, problemele astea obișnuite relaționale, probleme cu care ei se confruntă la vârsta asta a tinereții care țin de sexualitatea lor și de alte dependențe, poate vicii. sau vicii cu care ei se confruntă. Să știți că sunt tineri care au întrebări Profunde. Profunde, foarte adânci și întrebarea este dacă suntem noi pregătiți să răspundem la întrebările pe care ei le au. Întrebarea este dacă vom fi noi pregătiți sau vom fi tot mai pregătiți să, să răspundem întrebărilor pe care ei uh, le ridică pentru că odată cu accesul la informație... Uh, modul în care a, cultura aceasta a, avansează. avansează și a, ce, interacțiunile pe care ei le au la școală cu profesori și a, cu a, colegi a, nu mai este cum era în urmă cu 20 sau 30 de ani a, și, și acum mai, mai mult ca niciodată noi ca biserică trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință Așa, pe toate domeniile, și teologic, și biblic, și apologetic, și să acoperim o sferă întreagă de domenii, astfel încât să, să fim pregătiți să răspundem întrebărilor pe care generația tânără le ridică. Pentru că să știi că nici ei nu-și doresc doar așa să meargă într-un loc cool. Hai să fim serioși, sunt locuri în. Dincolo de biserică care oferă mult mai mult decât. și noi nu trebuie, Doamne, păzește, să intrăm în competiție cu acele locuri. Da, da, sau, da, da, da. Sper că. înțelegeți ce vreau să spun, Foarte bine, dar da. noi trebuie să, să fim acolo și să fim tot mai pregătiți și să fim tot mai deschiși, inclusiv pentru întrebări grele și întrebări dificile. Și cred că mai este, ar mai fi un lucru. Um, Chiar pentru podcastul ăsta, tinerii spuneau, băi, vrem să vorbim, cum zic americanii, let's get real. Mm. Vrem să vorbim lucrurile pe față. O, da, deci generația, de generația numai... tânără de astăzi, ei au un radar foarte fin atunci când vine vorba de autenticitate. Și dacă te duci în fața lor și încerci să. Politic, stai să vezi. Să, că sau să fii un om fals sau să... Uh, pretinzi că ești ceea ce nu ești generația tânără te detectează foarte, foarte repede e, e foarte important să fii autentic atunci când, când ești acolo lângă ei, să-i să lași să te vadă așa cum ești, cu plusuri, cu minusuri de asta aici ca să nu uit vai ce mă bucur că mi a adus aminte cu plusuri, cu minusuri te rog frumos să o apreciezi pe scumpa ta soției, din partea scumpei mele soții. Mm -hmm. M-a scutat atunci a, a, mesajul pe care l-a avut. A, a ieșit că ea în față și am zis, mm -hmm. bă, am trecut prin anxietate. Mm -hmm. Nu știu câți oameni se deschid da, asta, dar cred că a, ăla ne-a pe noi mult ca familie să că, băi, uite, și oamenii ăștia se confruntă cu lucruri din astea a, și vulnerabilitatea a, este apreciată de tine. Spun că, băi, pentru că în momentul în care tu la un predicator la socialul la copilul, zici că este familia perfectă, în ce sens perfectă. Mm -hmm. N-au nicio problemă, Domnule, au totul așa Dar când te deschizi, când ești uman Asta am văzut și la Domnul Iisus Hristos în cuvântul lui uh, Aveam momente în care Isus plângea Era om Și familiară vitrină și depozit uh, Și uh, să, să te poți vulnerabiliza și să poți să spui Uite, uh, și noi ne confruntăm Și noi am trecut pe acolo Și pentru noi este greu și noi am plâns și noi am căzut și noi am regretat. Cred că este important să, să ai puterea să faci asta. Dragă Cristie, întrebarea să nu ți-am zis de ea, dar în 30 de secunde îmi place să o pun la toți invitații. De ce Isus? De ce Isus? Pentru că cu toate că avea chipul lui Dumnezeu s-a smerit, s-a coborât, uh, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de, de cruce, s-a dezbrăcat de sine însuși, uh, de aia Iisus, pentru că cu toate că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a coborât în lumea noastră și ne-a scăpat, ne-a scăpat de, de, la pierzare. Ce fain! Dragă este Domnul Iisus, te binecuvânteze! Și pe a tine, a fost Andrei onoare. Și, uh, Lucrarea pe care o faceți aici, la Credo TV și podcastul acesta, te apreciez și continuă să mergi pe drumul acesta. Și noi, Cristi, te apreciem mult pe tine și sper să continuăm această relație, și în viitor să ne reîntâlnim. Um, dragi telespectatori, ce pot să mai dau decât faptul că avem un Dumnezeu mare și avem un Dumnezeu care iubește tinerii. Și, dragi tineri, vreau să știți că Dumnezeu nu folosește doar generațiile trecute, ele au experiențele lor și sunt foarte frumoase și putem să ne inspirăm din ele. Dar Dumnezeu poate să folosească cu putere această generație dacă este disponibilă la chemarea pe care o face El. Vă aștept și data viitoare la un nou podcast din De Vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze!